Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Tone de mere au fost observate aruncate pe marginea unui drum în apropierea comunei Cuconeștii Noi, raionul Edineț. Motiv de dispută pe rețelele de socializare în urma apariției unor poze ce reflectă grămezi imense de mere pe marginea unui traseu. În timp ce mai mulți internauți au încercat să bată alarma că producătorii nu au ce face cu roada, experții au venit cu precizări. Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar, a confirmat pentru AgroTV Moldova că merele sunt destinate procesării. Acestea provin din livezi neîngrijite și sunt adunate în grămezi în mod intenționat, urmând a fi încărcate în camioane pentru a fi transportate la unitățile de procesare. Slusar a adăugat că merele sunt de soiuri văratice și nu există alte piețe disponibile pentru ele. Fenomenul nu este unul neobișnuit, în special în sezonul de toamnă, a concretizat pentru AgroTV Moldova Iurie Fală, directorul executiv al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe, Moldova Fruct. Referitor la procesul sau fotografiile care au apărut acum, noi considerăm că este un proces tehnologic prin care întreprinderea agricolă a colectat fructele sau merele destinate procesării într-un loc, de unde ele vor fi ridicate și transportate către fabricile de procesare din regiune. Este un proces tehnologic și nu cred că este un motiv de panică sau de a scoate în evidență careva lucruri tendențioase. Este un proces care se poate întâlni în mai multe întreprinderi sau au avut loc în trecut și în prezent, au loc. Este o activitate normală a agentului economic. Conform unui clasament realizat de platforma internațională Rankings Royals, Republica Moldova este lider mondial la producția de mere raportat la numărul populației. Potrivit calculelor, fiecărui basarabean îi revin 237 de kilograme de fructe din recolta anuală. Anul acesta, Republica Moldova preconizează să exporte aproximativ 100.000 de tone de struguri de masă, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Adrian Digolean, la Radio Moldova. Potrivit acestuia, deși condițiile climaterice ale anului vitivinicol 2022-2023 au fost favorabile pentru dezvoltarea viței de vie, calitatea și cantitatea strugurilor a fost afectată însă de temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor din luna august. Într-o săptămână, două, va începe colectarea strugurilor din soiul Moldova. Anul ăsta deja s-au făcut exporturi în Polonia, în România. România este o piață care ne reprezintă și strugurii de masă sunt solicitați. Au fost făcute exporturi și în Belorusia. Printre piețele importante sunt și Luxemburg, Franța, Irakul, Arabia Saudită. Anul trecut au fost probleme cu containerele din cauza problemelor logistice cu porturile din Odessa, dar anul ăsta cumva situația s-a ameliorat și vor fi exporturi în țările arabe. Secretarul de stat a mai precizat că în anul 2022, Republica Moldova a exportat 80.000 de tone de struguri de masă. Astfel, în registrul vitivinicol sunt înregistrate 50.000 de hectare de viță de vie, dintre care peste 44.000 de hectare sunt cultivate soiuri tehnice, care sunt utilizate pentru producerea vinului. În timp ce în școlile și grădinițele din Republica Moldova nu sunt suficienți doctori și asistenți sociali, Ministerul Educației și cel al Sănătății își pasează responsabilitatea pentru salarizarea proastă și instruirea necorespunzătoare a acestor specialiști, transmite Europa Liberă. În total, în instituțiile de învățământ din țară este nevoie acum de încă 417 cadre medicale, deficitul fiind astfel de 16%,
suficiente din personalul necesar. Una dintre cauzele principale din care acești specialiști, mai ales cei tineri, nu vor să se angajeze în școli și în grădinițe este salariul mai mic decât cel oferit în sistemul de sănătate. Pentru comparație, un asistent medical cu studii superioare angajat în învățământ are un salariu de 5.800 de lei, iar unul cu studii medii 4.170 de lei, fără vechime și categorie, în timp ce asistenții din instituțiile medicale primesc între 7.400 de lei și 11.020 de lei în funcție de domeniu și vechime. Astfel, majoritatea persoanelor angajate în câmpul muncii, mai ales din domeniul medical, renunță mult mai devreme la job, revenind în locul lor cei care au avut funcții asemănătoare anterior. A fost foarte greu de găsit în locul doamnei care a plecat. Domnia a plecat așa peste 2 luni fiind angajată. Am sunat la doamna ținând cont că este pensionară și i-am propus dacă ar dori să mai aibă careva bani adăugători la pensia care o primește. Dumnezeu a acceptat, deoarece așa este o persoană sociabilă, vrea să fie tot timpul între oameni. De cealaltă parte, Ministerul Sănătății nu vede temei pentru a prelua cadrele medicale din învățământ și susține că principala problemă este, de fapt, salarizarea acestor specialiști. 15 merg fiecare clasă și fac pregivență la elevi care sunt, cine lipsește, dacă lipsește, de ce cauza? Ori învoit, ori bolnav, ori nemotivat. După asta fac totalul, vin încoace, este registru special, care duc la doamna adjunct. Sunt cazuri când eu intru în cabinet și încă nici nu dovedesc, mă dezbrac, copiii de-a mă vin la ușa. Diferite probleme. Eu sunt asistent, nu sunt medic, nu indic tratamentul a bolii, a virozii, ce are. Eu fac la moment ce s-a întâmplat. O cazut jos, fac prelucrare, pun pansament. Are febră, măsoară temperatura, dau necesarul, dar de întâi sunt la părinte. Și copilul dumneavoastră primește, nu are reacții la medicamente. Am trecut o fază alocați mai sumă mai bunișoară. Înaintea mea, eu când am venit, medicamente în septembrie s-au procurat. Erau mai multe medicamente, erau, dar acum mai puține, mai puțin bani. Dacă avem de, dacă zgrângât, dacă are spasmul, doare burtă, avem de pirozis, dacă are copilul, avem de diaree, avem termență, dacă spune că doare, avem de alergie. Avem de medicament care sunt elevi care au ciclu. Știți că au dureri de ciclu, tot administrăm. Avem de greață, dacă are greață omul. Avem de tusă, avem de febră, avem de tensiune. Eu așa m-am bucurat deodată că la pensie, slăbucă totală, cum adică... Dar știți, dacă a fost modul meu de viață așa, să lucrez și să fi, lucrul ăsta pe mine mă ține în tonus. Înțelegeți? Eu trebuie să mă scol dimineața, să mă chitesc, cu asta beau în ce... Adică am un regim. În același timp, asistenta medicală de la liceu susține că este foarte tentată la nevoile copiilor și este mereu acolo pentru a le oferi ajutorul și suportul necesar. La întrebarea cum va acoperi în acest an de studii deficitul de cadre medicale din instituțiile de învățământ, Ministerul Educației a răspuns că le va permite să predea discipline opționale din domeniul educației pentru sănătate, le va asigura stagii de formare gratuite și va echipa cabinetele medicale.
Inflația anuală în luna august 2023, comparativ cu luna august a anului trecut, a constituit 9,7%, fiind în descreștere cu 1,1 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna iulie curent, comparativ cu iulie 2022, arată datele Biroului Național de Statistică. Prețurile medii de consum de la începutul anului curent au crescut cu 3,5%, inclusiv la produse alimentare cu 2,2%, mărfuri nealimentare cu 2,5% și servicii prestate populației cu 7,1%. Prețurile medii de consum luna august față de luna iulie 2023 s-au redus cu circa 0,1%. Diminuarea prețurilor medii de consum a fost determinată de micșorarea prețurilor la produse alimentare cu circa 0,8%, contribuind la micșorarea prețurilor medii de consum cu circa 0,3%. Prețurile medii de consum luna august față de luna iulie 2023 s-au majorat la mărfurile nealimentare cu circa 0,4%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu circa 0,2%. Serviciile prestate populației cu 0,2%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu circa 0,1%. La mijlocul acestei săptămâni, uleiul vegetal de floarea soarelui s-a ieftinit cu circa 12% și a ajuns să coste în mai multe rețele de magazine din Chișinău și din țară circa 26 de lei pentru o butelie de 955 de ml, scrie Mold Street. E vorba în special de uleiul rafinat dezodorizat ambalat în sticle de plastic de 955 de ml, produs de una din cea mai mare companie din țară, care a ajuns să coste 25 de lei comparativ cu prețul anterior de 29 de lei și 50 de bani, adică avem o ieftinire cu circa 3 lei și 60 de bani sau cu aproximativ 12,2%. În magazine mai poate fi găsit ulei vegetal la un preț mai mare, dar și restul producătorilor și comercianților vor fi nevoiți să reducă din preț. Compania nu a anunțat cauzele care au dus la această scădere de preț, dar printre factorii cunoscuți se numără reducerea cu costului materiei prime, adică a semințelor de floarea soarelui. De exemplu, dacă în lunile mai-august 2023 prețul mediu de achiziție a semințelor de floarea soarelui a oscilat dintre 7 lei și 40 de bani și 8 lei pentru un kilogram, la finele lunii august a coborât la 7 lei pentru un kilogram. Este a doua ieftinire majoră a prețului uleiului vegetal din acest an. Precedenta a fost la finele lunii martie 2023, când prețul de vânzare a uleiului rafinat s-a micșorat de la 34 de lei și 90 de bani la 29 de lei și 50 de bani pentru un ambalaj de 955 de ml. De menționat că din 2020 și până în 2022 prețurile la uleiul vegetal s-au majorat de două ori și ceva, ajungând la un nivel de circa 50 de lei pentru un litru la mijlocul lunii mai 2022. Inițial, de vină a fost seceta din 2020, care a dus la o scădere semnificativă a producției de semințe de floarea soarelui și respectiv a uleiului, iar apoi a venit criza energetică și războiul din Ucraina. Din vara 2022, prețul la uleiul vegetal pe piața internă este în scădere și de atunci costul lui s-a diminuat de aproape două ori, de la 48-50 de lei în mai-iunie 2022, la actual nivel de 25 de lei și 90 de bani per litru. Vom avea parte de temperaturi relativ confortabile, marți anunță meteorologii. Noaptea termometrele vor indica până la 16 grade. Cerul va fi variabil fără precipitații esențiale. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade, iar noaptea coboară până la 11 grade. În centru, termometrele vor indica până la 27 de grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 14 grade. În sudul țării vom avea parte de circa 29 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi maxim 15 grade. În capitală, maximele se opresc la 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 13 grade. Până pe 14 septembrie, meteorologii au emis avertizarea privind pericolul producerii unui fenomen atmosferic periculos. Astfel, pe arii extinse se va menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. La
La 11 septembrie, credincioșii de rit vechi slăvesc tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan s-a născut cu 6 luni înaintea lui Hristos, în cetatea Orinii, în familia preotului Zaharia. Rolul lui Ioan a fost acela de a-L descoperi lumii pe Hristos ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu. De aceea mai este cunoscut și sub numele de Înainte Mergătorul. De Sfântul Ioan Botezătorul se ține post aspru. Nu se folosește cuțitul, totul se rupe cu mâna, nu se mănâncă fructe și legume cu formă rotundă. Din această zi, timpul începe să se răcească. Conform Registrului de Stat al Populației, în Moldova sunt peste 100.000 de persoane care poartă numele Ion. Au demonstrat că îmbătrânirea poate fi activă și pozitivă și că vârsta nu este un obstacol atunci când inima cere distracție. Sute de seniori din nordul Republicii Moldova și-au dat întâlnire la festivalul Bunica și Bunelu Fest, unde au dansat, au cântat și și-au amintit de tinerețe, relatează Nord News. Suntem bunei, cu bunicii am venit să sărbătorim împreună. Noi am venit cu mare entuziasm, noi participăm de 6 ani de zile în această echipă și organizată de către organizația obștească SME de la Bălți. Suntem foarte bucuroși de acest festival, participăm în fiecare an. Noi am pregătit un show pe motivul cânticului Mamăliga Neamului. Și avem organizat așa cu toate accesoriile sale, promovăm tradițiile vechi, totodată le combinăm cu aceste noi și arătăm nepoților, copiilor cum se făcea cândva și ei integrăm în grupul nostru de seniori. Bunicii au pregătit un adevărat spectacol pentru copii și nepoți. Cei mai îndrăzneți au participat la un flash mob în care au dansat pe ritmuri pop. Nu cred că eu sunt pensionar, că eu mă simt încă tânără și bucuroasă de viața care o trăiesc. Iar cei mai romantici au dansat în pași de valț. În cadrul festivalului au fost organizate concursuri, expoziții de meșteșugărit, zone pentru distracție și grătare. Am făcut două manichine, băbuțe și mușneguțul, Bunica și Bunelu Fest. Îmi place foarte mult. Eu am un moto în viață, care este cânt, dansez și meșteresc și activ îmbătrânesc. Se susțină pe bunici au venit copiii și, bineînțeles, nepoții. Acest festival le permite să se simtă, probabil că și ei, o parte a societății, să petreacă timpul mai liber și le permite să se simtă și ei cu într-adevăr importanți. Festivalul Bunica și Bunelu Fest este organizat de Consiliul Raional Fălești, în parteneriat cu Asociația Obștească CASMED. Timp de o săptămână, de luni până vineri, a fost organizată partea online, unde sute de seniori au participat la diferite concursuri. Avem participanți seniori din 35 de grupuri, asta numără peste 400 de seniori care au participat nemijlocit la partea online și sunt prezenți și astăzi. Este un festival, eu cred că internațional, fiindcă avem și trupe atât din România și din multe localități din Republica Moldova. A venit timpul că noi toți vom fi bunei și bunici și trebuie să transmitem tinerii generații, noi generații, să transmitem tradițiile, valorile, cultura care noi o avem. Festivalul Bunica și Bunelu Fest se află la cea de-a 6-a ediție. Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în luna august, revenind la cel mai redus nivel din ultimii 2 ani, chiar dacă prețurile la orez au explodat după restricțiile la export anunțate de India, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, FAO, transmite Reuters, citat de hotnews.ro. În luna august 2023, acest indice a scăzut cu 2,1%, până la 121,4 puncte, de la nivelul revizuit de 124 de puncte înregistrat în luna iulie. Valoarea
din luna august 2023 este cu 24% sub maximul istoric atins în luna martie 2022, imediat după debutul invaziei rusești în Ucraina. Potrivit agenției ONU cu sediul la Roma, scăderea din luna august a datorat declinului înregistrat la produse lactate, uleiuri vegetale, carne și cereale, care a contracărat avansul prețurilor la orez până la maximul ultimelor 15 ani, după restricțiile la export anunțate de India. Prețul mondial al lactatelor, calculat de FAO, a scăzut cu 4% în luna august, comparativ cu iulie, ca urmare a declinului prețurilor la lapte praf, dar și a prețurilor la unt și brânză. Prețurile la carne au scăzut și ele cu 3%, grație în principal diminuării cotațiilor la carne de oaie, dar și a prețurilor la carne de porc, pui și vită. Indicele prețurilor la uleiurile vegetale au scăzut cu 3,1% în luna august. Prețurile mondiale la cereale au scăzut cu 0,7% în august, comparativ cu luna iulie, în principal ca urmare a unui declin de 3,8% a prețurilor la grâu, grație recoltelor bune din emisfera nordică, precum și a faptului că prețurile la porumb au atins minimum ultimilor 3 ani, grație unei recolte record în Brazilia. Un alt produs alimentar la care prețurile mondiale au crescut este zahărul, în cazul căruia FAO susține că prețurile au crescut cu 1,3% în luna august, ca urmare a îngrijorărilor cu privire la impactul fenomenului meteo El Nino asupra culturilor de trestie de zahăr. Fermierii americani au dominat piața internațională de porumb de mai bine de 50 de ani, exportând cel mai mult porumb. Cu toate acestea, anul acesta Brazilia a preluat conducerea, anunță Bloomberg citat de agrointel.ro. Potrivit USDA, în sezonul 2023-2024, Statele Unite vor reprezenta aproximativ 23% din exporturile globale de porumb, ceea ce este semnificativ mai mic decât Brazilia. De asemenea, se consideră că Brazilia este la acest moment liderul în față pentru sezonul 2023-2024, care a început la 1 septembrie. Singura dată când SUA a mai pierdut primul lot a fost în 2013, din cauza unei secete devastatoare. În ultimul deceniu, SUA și-au pierdut de asemenea primul loc în exportul de boabe de soia și grâu. Soia a fost pe primul loc, iar Brazilia a preluat conducerea în 2013. În 2014, SUA și-au pierdut de asemenea dominația în exporturile de grâu, deoarece Uniunea Europeană și apoi Rusia au început să locuiască fermierii americani pe piața mondială. În același timp, modernizarea rutelor logistice din Brazilia și slăbiciunea monedei braziliene au oferit țării un avantaj la export în sezonul 2022-2023. Ne-am confruntat cu unele provocări pe piața globală în acest an, a declarat Krista Swanson, economist șef al Asociației Naționale a Cultivatorilor de Porumb. Este greu să concurezi când prețul pieței din Brazilia a fost cu 75 de cenți un bușel mai mic decât în Statele Unite în mai și iunie. Brazilia, cu clima sa mai caldă, recoltează și două culturi de porumb pe an, în loc de una, oferindu-i un avantaj competitiv față de SUA. Chiar dacă sectorul de porumb din SUA își recâștigă poziția de lider în exportul în termen de un an sau doi, pe termen scurt, având în vedere toate obstacolele pe care le are pe piața mondială în comparație cu Brazilia, este puțin probabil să-și recapete liderul pe termen lung, potrivit publicației Bloomberg. În același timp, Brazilia a intrat pe piața de porumb din China. Abia în iulie, China a cumpărat peste 900.000 de tone de porumb brazilian. Benzina și motorina continuă să se scumpească potrivit Andrei, care a anunțat prețurile la carburanți pentru 12 septembrie. Mai exact, marți, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95 și 26 de lei și 29 de bani, cu 7 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 23 de lei și 61 de bani per litru, cu 8 bani mai mult. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, dar care este stabilit direct de către Andre, rămâne mai mare, cu 5 lei și 47 de bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 7 lei și 80 de bani per litru în cazul motorinei standard.